Este scrisoarea de la fratele Joseph Branham și tabernacul Branham din Jeffersonville, Indiana. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Aici este fratele Joseph. Dragă regina cerului, eu, regele tău, voi tuna spre tine duminică și îți voi spune că tu ești mireasa mea. Eu te-am predestinat pe tine. Te-am răscumpărat. Te-am îndreptățit pe tine și ți-am pus numele în cartea vieții mielului meu înainte de întemeierea lumii. Tu ești regina mea iubită. Te-am așteptat și te-am așteptat pe tine ca să pot restabili tot ceea ce primul meu Adam a pierdut, toată moștenirea pe care el a pierdut-o, toată părtășia și dreptul său la viață. Îi dădusem controlul complet și suprem asupra pământului. El era un Dumnezeu al pământului, așa cum eu sunt Dumnezeul Universului. El avea acest pământ sub controlul său. Putea să vorbească, să numească, să oprească natura, să facă tot ce voia. Dar a pierdut totul. Acum, așa cum ți-am promis în cuvântul meu, am restaurat tot ce a pierdut și ți le-am dat înapoi ție. A fost răscumpărat. Toată posesia legală a tot ceea ce a fost pierdut de Adam este acum a ta. Posesia legală a acelui titlu de proprietate abstract al vieții eterne, ceea ce înseamnă că acum tu stăpânești tot ceea ce a pierdut Adam. Am devenit răscumpărătorul tău, Rudenie. Am revendicat ceea ce era al meu. Am luat cartea răscumpărării din mâna tatălui meu. Am rupt pecețile de pe carte și am trimis-o la al șaptelea înger mesager al meu pentru a ți-o descoperi ție. El îți va restaura credința originală a Bibliei și îți va descoperi toate secretele mele. Eu v-am dovedit și v-am adeverit aceste lucruri prin primul meu Adam, restaurat pe deplin, al șaptelea înger, profet, mesager al meu. El putea să vorbească și să creeze veverițe, să redea viața unui pește, să controleze atmosfera și să trimită furtunile înapoi de unde au venit. El putea vorbi și învia morții. Eu chiar mi-am făcut o fotografie cu el pentru a arăta lumii. Acesta este primul meu Adam restaurat. Ascultați-l! Acum, tu, regina mea, stăpânești tot ceea ce Adam a pierdut. Amintiți-vă că al șaptelea înger mesager al meu va fi pe pământ la momentul venirii mele. El vă va prezenta pe voi înaintea mea. Acea ultimă trâmbiță va suna și cei morți în Hristos vor învia. Cei care sunt în viață și vor rămâne vor fi răpiți împreună cu ei pentru a mă întâlni în văzduh, în același timp în care al șaptelea înger al meu își va transmite mesajul. Ultima pecete este deschisă. Acea ultimă trâmbiță va suna. Eu voi ieși pentru a-mi revendica ceea ce îmi aparține, pe voi. Și apoi vă voi lua pe voi la cina nunții noastre. Draga mea regină, vino să mă asculți vorbindu-ți și descoperindu-ți tot ceea ce ai nevoie. Am păstrat această hrană pentru tine, pentru ca tu să poți deveni regina mea. Îți voi vorbi la ora 12 după amiază, ora locală în Jeffersonville, ora 19 România,
unde voi tuna către tine pe cetea întâia, 63, liniuță, 0318, fratele Joseph Graham. Scripturi pentru a fi citite în vederea ascultării mesajului sunt Sfântul Matei, capitolul 10, versetul 1, Sfântul Matei, capitolul 11, versetul 1 până la 14, Sfântul Matei, capitolul 24, versetul 6, Sfântul Matei, capitolul 28, versetul 19, Sfântul Ioan, capitolul 12, versetul 23 până la 28, Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 38, 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 3 până la 12, Evrei, capitolul 4, versetul 12, Apocalipsa, capitolul 6, versetul 1 până la 2, Apocalipsa, capitolul 10, versetul 1 până la 7, Apocalipsa, capitolul 12, de la 7 la 9, Apocalipsa, capitolul 13, versetul 16, și Apocalipsa, capitolul 19, versetul 11 până la 16, și Maleahi, capitolurile 3 și capitolul 4, și Daniel, capitolul 8, versetul 23 până la 25, Daniel, capitolul 11, versetul 21, Daniel, capitolul 9, versetul 25 până la 27. Până data viitoare, Dumnezeu să vă binecuvânteze și până ne vom întâlni din nou la masa pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi cu mâncarea perfectă, hrana depozitată pentru noi în acest timp, mâine la 12 după amiază, la ora Jeffersonville. Dumnezeu să vă binecuvânteze și Shalom!